Bună ziua, sunt Ion Gianu, realizator al emisiunii Interviuri pentru Eternitate și am astăzi invitați în studioul GDS TV doi invitați de marcă, artistul plastic Silviu Bârsanu și arhitectul Cristian Ciomu, președintele Agorei Artelor Arhitecturii. Le mulțumesc că au acceptat invitația noastră și le spun bun venit la studioul GDS TV. Sunt în premieră aici, dumnealor, nu? Probabil, sigur. Probabil, sigur, da. Aș începe cu primul subiect care este la îndemână, respectiv ultima manifestare pe care ați făcut-o împreună la Galeria Arta din Craiova. În urmă cu aproape două săptămâni s-a deschis o expoziție pe care am subintitulat-o noi Silviu Bârsanu și invitații săi. Și l-aș ruga pe Silviu Bârsanu să ne prezinte invitații săi de la această manifestare. Manifestarea care a fost însoțită de o coloană sonoră pe care o numesc Pată de Culoare, respectiv muzica unui grup orchestrat și al cărui membru este arhitectul Cristian Ciomu, pasionat și de muzică, printre altele. Deci, domnule Silviu Bârsanu, cine v-au fost invitații, fiindcă ei încă se pot vedea pe siamezele de la Galeria Alta până pe sfârșitul săptămânii 10-12 octombrie? Aici ar interveni o mică schimbare la dată, pentru că pe 5 o să vină alți invitați, da. Și o să fie o altă expoziție. Această dată mi-a comunicat-o Marcel Voinea, prietenul vostru, ca să zic așa. Domnul Marcel Voinea, care este președintele Uniunii. Ideea acestei expoziții a fost făcută foarte în mers, ca să zic așa, am plecat de la ideea că pot să fac o personală, aveam lucrări pentru o personală și am avut invitați și din Arad și din Brașov. Conjunctura așa s-a născut plecând din Bănie la Brașov. Și având rezervat spațiul, pentru că așa este la noi, la artiștii plastici, trebuie să ne rezervăm spațiu cel puțin un an înainte. Și atunci, având momentan acest spațiu, având și invitați, grupul a prins volum și din personală s-a transformat într-un veritabil răscruci cu 24 de artiști plastici, plus invitații care au dat culoare muzicală acestui eveniment, zic eu, destul de plăcut și inedit pentru noi și pentru timpurile noastre. Da, să precizați pentru cei care nu au fost încă la Galeria Arta că pe lângă cei din Arad și din Brașov sunt mulți artiști plastici din Craiova. Am specificat că s-au adunat 24 de artiști. Da. Și din Craiova și nu numai. Deci am specificat. Da. Și acum să rugăm pe domnul arhitect primul să ne spună două vorbe. Ce este Agora Artelor Arhitecturii și despre manifestările pe care le faceți de mulți ani numite răscruciuri. Că de fapt acest eveniment de la Galeria Alta tot un răscruci s-a numit. Vă rog să ne spuneți pentru... Da, denumirea asta de răscruci, de fapt, este un omagiu adus vechii Craiove, unde existau pe vremuri două răscruciuri. Răscruciul mare și răscruciul mic. Aceste două răscruciuri se mai găsesc în cărțile de istorie, pentru că astăzi aceste denumiri nu mai sunt uzuale. Și în tablouri. Și, bineînțeles, în lucrările de artă. Și noi, prin anul 2000, 2001,
noi. Aici mă refer la un prieten care, din păcate, a dispărut, Victor Gomoiu. El... Tenorul. Da. Eu zic că n-a dispărut, e pe aici, pe lângă noi. Da, poate că are dreptate Silviu. El a dispărut fizic, dar așa, din punct de vedere spiritual, este în continuare cu noi. Victor mi-a fost și coleg de liceu, ne întâlneam de când revenise în Craiova pentru a-și continua activitatea muzicală, el fiind bariton la, întâi la Opera Română din București, după aceea aici la Teatrul de Operetă Elena Teodorini, și pentru că acolo se găsea într-un mediu artistic extrem de elevat și, sigur, profesionist, dar care îi oferea anumite constrângeri pe care ar fi vrut să, de care ar fi vrut să se elibereze, își dorea să facă și altceva, să iasă din această monotonie. Și sigur că ne-am gândit la niște manifeste, niște întâlniri, fără un protocol așa, puțin mai non-conformiste. În aceeași perioadă îl cunoscusem și pe Silvio Bârsanu, de ceva timp. El mie mi s-a prezentat ca fiind un artist plastic, dar vizitându-l mi-am dat seama că este mult mai mult, așa, și poate să fie și un prieten extraordinar. Și prietenie care s-a născut, cred că spontan, așa, de la prima noastră întâlnire, și durează până astăzi și sper că va rămâne în continuare. Și astfel am fost trei mușchetari, așa să spun, care am pus la cale acest experiment. Și căutând un nume în continuare pentru locul unde se petrece acest răscruci, ne-am gândit să-i spunem Agora. O agora, dar o agora artelor. Și pentru că eu eram arhitect și arhitectura face parte dintre arte, dar în ultima vreme, cel puțin pe plan local, simt așa o depărtare, o rătăcire a acestei arte mai departe de celelalte arte, am zis că ea, de fapt, arhitectura ar trebui să fie gazda artelor și să fie, de fapt, agora artelor. Agora artelor arhitecturii. Pentru că toate celelalte arte, și pictura, și sculptura, și dansul, și poezia, și muzica, toate se regăsesc în, și-și găsesc loc și pot etala toată valoarea lor în cadrul unui spațiu arhitectural. Deci de aici provine această denumire. Dar Agora Artelor Arhitecturii nu este un loc anume. El a fost și la noi în Calea Unirii 64C la Demisol, unde avem un mic spațiu foarte primitor și unde putem oricând să ne întâlnim, dar am folosit cu aceeași denumire generică și alte spații neconvenționale. Și Parcul, sigur, Romanescu. Am ajuns în Parcul Romanescu. În general au fost Parcul Silviu Romanescu, Bârsanu, care este un monument de arhitectură. Da, o să vorbim despre acest subiect. Și da, unde Silviu Bârsanu a avut o idee fantastică să expună pe apa lacului și a conceput niște lucrări care pluteau. Sigur, aș fi vrut să vă mai spun că această denumire de răscruș, de fapt, a căpătat o nouă semnificație, aceea de întâlnirea, intersecția unor artiști. Deci, artiștii plastici vin și expun, muzicienii vin, cântă, poeții recită și așa mai departe. Deci totul se întâmplă într-o întrepătrundere, o interferență. Deci ultima manifestare a dumneavoastră a fost cupilejul expoziției lui Silviu Bârsanu. Da. Vreau să mă trăm în octombrie, pregătiți ceva de brâncuși, că se fac 75 de ani de la, da, de la inaugurarea, acolo, inaugurarea monumentelor. Inaugurarea monumentelor lui Brâncuș, așa este. Aveți această intenție? Avem această intenție, pentru că alături de noi se află un brâncușolog, să-i spun așa, foarte activ, este vorba de poetul Horia Munteanuș,
El a scris cărți și a făcut studii despre Brâncuș. Și are două filme, spuneți oamenilor și despre două Brâncuș. Filme. Unul dintre ele este un film, să-i spun așa, extrem de elaborat, un film și cu o durată copleșitoare. El ține aproape 4 ore. Un film despre acest ansamblu, Calea Eroilor din Târgu Jiu, toată istoria lui, cu documente inedite, cu personalități care dau referiri, fac referiri la acest ansamblu. Și Craiovenii a putut avea privilegiu, da, au avut privilegiu de a-l fi am văzut avut șansa în martie, să prezentăm acest film în premieră în Craiova, cu ocazia zilelor Constantin Brâncuș la Craiova. Prima ediție. Prima ediție, să-i spunem așa, sper să fie într-adevăr și următoare, alte ediții după aceasta. Această ediție a avut loc în zilele de 16 și 17 martie, fiind găzduite la Filarmonica Oltenia din Craiova, prin amabilitatea directorului Vlad Drăgulescu, care ne-a susținut, ne-a încurajat, ne-a pus la dispoziție acest spațiu minunat și bine amplasat. Am făcut proiecția acestui film și un concert cu muzica din film, pentru că am avut plăcerea și onoarea să particip și eu la coloana sonoră a acestui film, alături de mine, fiind un mare artist, un muzician, compozitor, Mircea Sukić. El a făcut acest concert la Filarmonică împreună cu o orchestră de cameră, deci cu muzica din filmul Istoria unui monument, Istoria unei capodopere. Am înțeles, probabil că aveți mai multe programări, să zic, de manifestări. Poate la timpul cuvenit o să vă mai deranjăm cu întrebările acestea. În general, la noi aceste manifestări se stabilesc spontan, așa cum s-a stabilit și această manifestare, căreia eu i-am fost și puțin așa, dacă îmi permite, Silviu, pentru că i-am spus artă și euritmie. Atunci când am făcut acel afiș, m-am gândit că această denumire ar putea simboliza ceea ce se petrece acolo. Adică arta se întrepătrunde cu arta plastică, mă refer, pentru că era vorba de o expoziție de artă plastică. Cei 24 de artiști plastici ne-au oferit un cadru de inspirație sonoră. Da. Și la acest cadru de inspirație sonoră, sigur că au participat și plastici. Și artiști plastici. Și maestru Marcel Voinea, care în ultima vreme... Și maestru... Își etalează... Michi Trifan. Da, și Michi Trifan, care este un artist multivalent, așa, cu aceste instrumente pe care le descoperă, le inventează. Le creează și din lucruri care sunt practic aruncate. Are un talent de a refolosi, să zic așa, deșeurile care, sigur, ne cuprind. Pentru unii nu mai au valoare. Să-l atacăm acum pe artistul plastic, cum a zis mai înainte, multivalent. Silviu Brâsanu, considerat în lumea artiștilor plastici din Craiova, priceput în pictură, sculptură, acuarelă, grafică, vitralii. Cum se consideră dumnealui? Cum vă considerați și când aveți timp de toate? Cum am mai spus și în alte dăți, vă răspund cu aceeași plăcere. Timpul nu există. Odată ce nu există timpul, toate vin de la sine. Iar ambivalența aceasta este o plăcere. Dacă nu există timp, este pentru de toate. Și aș mai putea zice despre mine. Într-adevăr, toată lumea mă consideră așa cum sunt, puțin nonconformist sau că talentat. Într-adevăr, mă măgulesc aceste... Aveți o genă de mare artistă dumneavoastră? De ce? Nu sunt cel mai mare, sunt, cred că sunt un artist plastic în viață. Fac ceea ce fie ce om ar trebui să facă. Să facă ceea ce știe mai bine să facă. Asta încerc și eu.
Da, aveți un prieten cunoscut în lumea ramelor, nu numai în România, dar mai ales în America, Colonel Roșca. Acesta a scris, printre altele, un lucru care v-a șugat să-mi permiteți să citesc, și că sunteți, trăiți o nesfârșită erupție de idei artistice. Care vă sunt preocupările la 48 de ani pe care ați împlinit în urmă cu o lună, în august, la începutul august? Păi, numai anul acesta, nu mai știu câte participări am avut, dar expoziții foarte frumoase și puternice și de calitate. Iar despre ceea ce spune domnul Roșca, am intrat într-o legătură inevitabilă, pentru că și ramele fac... întregesc pictura și opera de artă. Și el este un mare artist, rameur, sau nu știu, rămăr, mai pe românește. Ca să zic, nu, cum este corect. Rameur. Rameur, suntem în Franța, da. Rămăr. Rămăr. Da, și... asta, apropo de rămarul celebrul. Nu rămarul, am pus accentul corect. Rămăr. Nu, acum să ne mai înveselim și noi puțin. Într-adevăr, am abordat și eu tehnica ramei. Să-i furați meseria? Nu. I-am spus că el așa s-a prezentat, măria sa sau domn. Eu îmi permit tutuiala cu el. Și mi-a zis, Silviu, vezi tu de pictura ta, că eu sunt un artist ratat. Aia, și am zis, aia, bă, Cornele, ești un artist în rame. Inegalabil, zic eu, în momentul acesta în România. Un fost președinte al Americii, nu pot să dau numele că nu mi-a permis domnul Roșca, are acasă un tablou, nu știu ce tablou, înrămat cu o ramă semnată Roșca la Craiova. Puțin oameni știu acest lucru. Acolo stătul să noi astăzi să avem subiectul Silviu Brusanu și invitații săi. Păi toți sunt. Da, toți sunt. Oricum, la sunt invitații noștri, nu sunt special ai mei. Acum, am și explicat la început, am plecat de la o expoziție personală și am zis, bă, am făcut anul acesta, am făcut personală la Calafat. Am și alte și alte expoziții și participări. Și am zis, bă, nu se cade, cum pui, personală. Două personale în același an. Numai că se schimbă locația. Oricum am venit, eram pregătit cu altfel de lucrări de cele pe care le-am expus în Calafat. Dar așa a decurs timpul acesta care nu există și mă bucur că am reușit să adun... La oaltă să avem un schimb de idei și de să ne vedem prietenii, să ne împrietenim cu alții. De diferite generații am văzut. Da, păi au fost cam din toate generațiile și mai tineri pe care plecând din Craiova au făcut studiile și s-au întors iar acasă. Sunt și pe cei care am reușit să-i găsesc în momentul acela, pentru că toată această expoziție a trebuit să o încheg în mai puțin de o săptămână. Am înțeles. La începutul lunii august, într-o discuție la o cafea, mi-ați spus că în acest an vă pasionează, să zic așa, gravura. Da. Vreți să vă relansați sau să relansați gravura în Craiova? Și una și alta. Ca să fiu modest. Apucat? Da, m-am apucat, am luat și eu niște cofraje de ouă pe care le-am pus la muiat. Sunt într-un stadiu avansat de degradare. Așa. Ca materie primă. Ca materie primă. Nu, am cumpărat și hârtie, adică celuloză. Sunt în demersurile facerii. Dar am pregătit tot, nu ca surpriză, ca o altă acțiune tot în acest răstimp, cât durează această expoziție. Vor veni iar niște invitați, tot de-ai mei, arădeni,
și o soție care deja experimentează această zonă, hârtia manuală și gravura. Și eu o iau ca un schimb de idei și de cunoaștere, așa mi se pare normal să... Și pe lângă materie primă, tot în această vară v-ați achiziționat, am înțeles, o piesă, un fel de cadou de ziua noastră, da? Da. O piesă, o presă pentru... Da, o presă pentru gravură. Într-adevăr, e o presă foarte veche, am curățat-o, era săraca cam anchilozată. De vechime, din anii 80? Nu, era mai veche. Mai veche, din anii 68. Am găsit plăcuța pe... Am înțeles. 68. O să... Mai aveți ceva de spus despre acest subiect cu gravura, nu? Nu, voiam să zic că pe 5 octombrie, pică sâmbătă, sâmbătă la ora 17 sau 5, sâmbătă 5, trecută ora fix. 5, nu, la ora 17 o să deschidem această expoziție. Eu am să vin cu... La Galeria Arta? La Galeria Arta. Deci vom face un răscruci altfel. Un altfel. Mie tot timpul îmi place să fie altfel, să nu ne repetăm. Am înțeles. Și atunci, o să dăm vechea expoziție, adică vechea, actuala expoziție, și în același timp cât montăm, să ne reîntâlnim între noi colegii și să dăm o altă față acestei expoziții. Da. Cu alte lucrări, toate noi. Toate noi. Da. Deci sună și ca o invitație pentru presă. Presă, da. Mulțumesc, o să vă rog să mă acceptați invitația să facem o pauză de publicitate, că asta e regimul. Și apoi reluăm dialogul. Da, înțeles. Mulțumesc. Green, centru profesional de cosmetică și întreținere corporală. Îți pune la dispoziție Cellmeter, cel mai modern și eficient aparat cu care se poate realiza diagnosticarea corectă și eficientă a tipului și stadiului de celulită. Big Green, centru profesional de cosmetică și întreținere corporală. Îți oferă metode ultramoderne pentru a scăpa de celulită și de retenția de apă, electrostimulare tunel cu infraroșii, termocuvertă și vacuum. Big Green, centru profesional de cosmetică și întreținere corporală. Pentru noi, siguranța și sănătatea pacienților noștri sunt esențiale. Am creat Mogoș Med pentru că meritați să beneficiați de cele mai bune condiții și standarde de profesionalism. Mogoș Med, prima clinică privată de chirurgie din Oltenia. Oferim servicii de chirurgie generală, ortopedică, ORL, ginecologică sau vasculară, asigurate de personal medical cu experiență solidă și înaltă calificare. Mogoș Med, în Craiova, strada Eugeniu Carada, numărul 14. Suplimentul de mică publicitate al Gazetei de Sud. De 18 ani pe piața din Oltenia. Am ales Gazeta de Sud pentru că este cel mai citit ziar. Singurul ziar care are în clipa de față o rată foarte mare de vizualizări, atât pe internet cât și la cumpărare. Este cel mai citit ziar și are impact asupra oamenilor. Acum anunțurile de mică publicitate se primesc și la oficiile poștale din Oltenia. Suplimentul de mică publicitate al Gazetei de Sud. Citit zilnic de 80.000 de oameni. Reluând dialogul nostru cu invitații de seama pe care am în platou, aș vrea să trec lângă, cu întrebările lângă domnul arhitect Cristian Ciomu, care este și președinte al Asociației Podul Apolodor. În această calitate aș pune următoarea întrebare. Craiova este un oraș cu monumente de arhitectură, multe, multe vechi, dar unele într-o stare destul de deplorabilă, ca să nu zic mai rău. Dumneavoastră sunteți cu ochiul foarte vigilent asupra clădirilor, aveți și anumite preocupări și notate în agendele de lucru. Vreau să spuneți, cum considerați zestrea
arhitectura la Craiova în momentul de față. Este într-adevăr, unele clădiri sunt chiar în stare deplorabilă, altele abandonate, altele făcute chici. V-aș vrea să vă spuneți părerea dumneavoastră. Da. Așa, folosind pleonasmul foarte deplorabile, poate n-aș fi departe, pentru că din cele 250 de monumente de arhitectură care sunt pe lista oficială, nu știu câte se află într-o stare acceptabilă. Pentru că și cele asupra cărora s-a intervenit, și acolo personal am multe rezerve, pentru că încă nu avem suficientă putere să intervenim așa cum ar fi cel mai bine. Dar există în ultima vreme, am observat o preocupare pentru acest domeniu public și privat în același timp, pentru că multe monumente sunt în proprietate privată. Poate că asta face problema dificilă. La ora actuală, din câte știu, primăria, chiar zilele trecute am văzut un reportaj dat de Gazeta de Sud, a semnat un contract cu firma Recon pentru reabilitarea centrului istoric. Este un proiect elaborat de ceva timp. Centrul istoric, sigur, este definit o zonă din Craiova, care nu e singura zonă istorică. În Craiova, istoria este risipită pe tot teritoriul orașului, uneori chiar în zone foarte depărtate. Istoria Craiovei a început, și zic eu, s-a coagulat așa în jurul Târgului Craiovei. Târgul Craiovei, eu am vorbit de mai multe ori. Zona Piața Veche, zona Piața Elca, Piața Celor Șapte Fântâni, Piața Craznova, a avut mai multe denumiri în timpul în timpurile vechi. Această zonă, de fapt, este nucleul cel mai vechi. Acolo se găsește Hanul Hurez, se găsește Catedrala Sfântul Dumitru și se găsește și Hanul Puțureanu. Și multe alte clădiri. Vă întreb o secundă, dar Hanul Hurez și mai ales Hanul Puțureanu chiar sunt la o arsă lăsate de izbeliștele. Da. Pentru că asta vreau să și spun. Acolo, acest dezastru, această stare deplorabilă, se poate vedea cu ochiul liber și te izbește așa. Chiar am trecut puțin mai devreme cu Silviu, venind la această emisiune, pe lângă Hanul Puțureanu. Silviu a remarcat, uite, au început lucrările, de fapt, acolo ce s-a făcut o decapare a tencuielii și așa a rămas. Lucrările sunt dificile, sunt costisitoare. Există un proprietar căruia i s-a retrocedat această clădire. Noi am făcut de la primul răscruci un apel pentru această construcție, Hanul Puțureanu. L-am considerat a fi un han care păstrează toate caracteristicile construcției de han. Printre cel mai vechi din secolul, da, din secolul al XIX-lea, chiar mai vechi fiind. El a fost cumpărat de familia Puțureanu, deci exista înaintea proprietarilor Puțureanu. Este o clădire care pe strada Matei Basarab prezintă o fațadă în stil eclectic, vazi occidental, așa cum erau și clădirile Lipscăniei și mai sunt încă. Iar la interior prezintă acel geamlâc pe două nivele foarte impresionant. Într-o curte interioară, sigur, în același timp, foarte degradat. Și populat de, să zicem așa, niște locatari care nu-l protejează deloc. Protejează, ci din contră îl consumă. Deci aceste monumente sunt consumate, pentru că nu cu câțiva ani în urmă au dispărut de la stradă niște decorații care erau din ceramică, care erau prinse în parapetul ferestrei spre exterior, au dispărut pur și simplu într-o noapte. Această dispariție a fost trecută sub tăcere ca și cum această treabă s-ar fi făcut din mers, ori desfacerea acelor
decorațiuni nu era așa o treabă ușoară. Bănuiesc că ea a implicat o echipă, niște oameni cu scule, cu utilaje. Cum de nu s-a putut descoperi și prinde acești oameni care fură, iată, fură de la monumente. Și din cimitir au dispărut monumente de artă. În cimitir, da. Eram în comisia de monumente când cimitirul de mormântul lui Vorvoreanu a fost devastat. Am rămas uimit. Eu mă pregăteam la arhitectură și veneam acolo, desenam acele coloane și existau niște lucrări de artă făcute de Raffaello Romanelli, un sculptor care e foarte cunoscut, mai are și statuia lui Cuza în Craiova. Erau impresionante. Toate acele decorațiuni, pentru că erau din bronz, au fost furate. Se pare că după unii ar fi câteva recuperate și păstrate nu știu unde. Oricum, acum puțin timp în urmă, monumentul arăta la fel devastat, fără niciun fel de parte, să zic, artistică, doar coloanele au mai rămas pentru că astea și partea de piatră, partea de granit. Și, bineînțeles, domnul Vorvoreanu, statuia lui, fiind prea mare, prea dificil de furat. Dar bănuiesc că pentru hoții de mâine s-ar putea să nu mai fie o problemă. Eu v-am întrerupt, dumneavoastră ați spunit să ne spuneți despre refacerea așa zisului centru vechi, care e considerat lipscan acum, pentru care s-a aprobat de primărie începerea construcției, adică s-a aprobat contractul. V-am întrerupt. Spuneți-mi, vă rog, cum vedeți problema aceasta spinoasă? Fațadele nu vor fi refăcute, pentru că ele aparțin proprietarilor de acolo. Da, primăria nu se poate implica în, legal nu are în partea cadru privată. Această și problemă ce există ce și, din păcate, știu... O stradă cu felinare și fațadele cu briz-brizuri. Din câte am înțeles eu, primăria a făcut un plan ambițios, a avut câteva întâlniri cu acești proprietari, le-a prezentat o obligație, sau, mă rog, le-a pus în vedere că vor fi obligați să... Dar ei n-au bani, domnul arhitect. Din câte am înțeles eu, primăria se va obliga, se va implica în această... cu fonduri proprii, nu știu acum ce posibilități are, și urmând ca cei care nu au posibilitatea să restituie banii în timp. Este o idee frumoasă, până la urmă. Dar ce știți în afară cum sunt? Am înțeles că în alte țări, toate fațadele unor clădiri vechi, acolo unde respectivii proprietari, cum e cazul nostru în Craiova, nu au bani, au cedat dreptul asupra primăriei. Și nu mai niciodată s-a fațadele însă vor fi refăcute la forma lor inițială din proiect de către respectivele primării. Nu e o idee bună? Sigur, ideea e foarte bună, dar la noi lucrurile merg mult mai greu. Și acum, sigur, depinde de administrație, de oamenii care organizează și care au și putere de a se implica în această lucrare. Noi, arhitecții, am avut de multe ori, să zic așa, opinii diferite, pentru că unii sunt mai atașați de monumente, alții, practic, se consideră, să spun așa, îndreptățiți să nu aibă neapărat un sentiment afectiv față de aceste construcții, considerându-le o valoare relativă. Însă această atitudine, eu zic că trebuie revizuită, pentru că în Craiova valoarea se raportează la scara orașului. Noi nu trebuie neapărat să facem comparații cu alte orașe, pentru că aceste comparații nu sunt corecte. E ca și cum am compara mașina Dacia cu un Mercedes. Problema, sigur, până la urmă se face, pentru că între mașini există o piață de auto, sunt și alte criterii. Dar aici, noi, fiind cetățeni ai acestui oraș, cred că ar trebui să lăsăm la o parte orgoliile și, și o oarecare nepăsare care este autorităților în primul rând, da? Și să ne implicăm mai mult, adică să reconsiderăm această atitudine zestre, emoțională. Și cred că
ar fi loc de intervenție. Domnul Bursanu, cum vedeți această problemă spinoasă? Chiciuri, neputință financiară, nepăsarea autorităților, cazul Puțeanu e cel mai elocvent. Se vorbește de, după Revoluție, cred că de... Păi este o vorbă foarte simplă și din popor. Omul sfințește locul. Dacă noi, cetățenii aici, Olteniei și ai Craiovei, nu punem mâna să facem ceva, să așteptăm să facă primăria, primarul sau primărița. Păi noi, nu, noi aici, de la... Aici v-aș contrazice totuși. Păi nu, omul sfințește locul. Dacă tu la tine pe stradă nu-ți mături la poartă, nu o să vină. E diferență între una și Este un început. Ceea ce am observat, că în ultima vreme orașul nostru a devenit mai curat, oamenii parcă sunt mai atenți, parcă nu mai strică, totuși protejează și este un mic pas, dar este vizibil. Eu zic să fim optimiști, să nu mai criticăm și să nu mai dăm cu barda, cu barda, să nu facem nimic. Toată ziua vorbim, dar nu facem treabă. A început să se miște, da? De mișcat, observ, pe fiecare zi se mătură, se mai trece mașina cu apă, se mai duce praful. Nu, parcul Romanescu iar arată superb, parcul de la Luncă. Iar este o mișcare, oricum, vizibilă. Ce ar trebui, Crave, domnule arhitect și domnule artist plastic, un nou Romanescu, un primar neamț, ce ar trebui să mișcăm totuși mai sigur, repede? Avem primar, o doamnă primar, și eu îmi pun, să zic, toată încrederea în capacitatea unei persoane, mai ales care are și un să-i farmec feminin, ca să convingă pe cei care se implică să fie mai active, așa cum a zis și Silviu Bârsanu. Dar sigur că nu e suficient. De multe ori oamenii spun, declară anumite lucruri și s-a întâmplat în vara aceasta un simpozion, nu știu, s-a mai făcut pe vremea lui Romanescu, tot în parcul Romanescu. Un simpozion după, nu pot să dau exact cifra anilor trecuți de atunci. Și s-a întâmplat. Au ieșit niște lucrări în marmură. Da. Care sunt expuse acum în fața teatrului național. Da, sunt puse momentan. Niște lucrări, deci, frumoase. E un pas, 7 lucrări. E un pas frumos, da. Și eu cred că primarul, sigur că este, cum se spune, reprezentativ și el dă tonul lucrurilor. Eu aș zice, primarul ține banul. Da. Craiovei. Ține și la adună. Acum, în această acțiune, sigur, sunt implicați foarte mulți actori care participă la și ar trebui să participe. Precizați că nu numai actorii de Teatrul Național. Actori între ghilimele, da. Aș vrea să fiu bineînțeles. Dar și teatru, iar și teatru se pregătesc noi premiere. Bun, acum depășim acest subiect cu zestre arhitectural și revenim la Craiova noastră, care în 2021 am vrea să devină capitală culturală europeană. Și tot ce ați vorbit dumneavoastră este în acest context. Avem șanse să devenim capitală culturală, domnul Silviu? Eu sunt optimist și oricum observ că și tinerii noștri artiști care pleacă la studii la Paris, unii au făcut și în Olanda, au fost nu știu, la Paris. Parisul e puțin mai complicat. Era o vorbă. Dar, sic, Olanda, sunt copii care au plecat în America, au făcut studii, se întorc. S-au întors acasă. O parte. O parte și demonstrează că acest loc, această Craiova sau bănie, are rădăcini. Și odată ce te întorci la rădăcini, înseamnă că solul este fertil și se poate dezvolta ceva aici. Deci avem speranțe că până în 2021... Eu am speranțe și sunt optimist. Oricum, Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Craiova, are un cuvânt greu de spus în acest demers. Da, suntem o grupare, să zic așa, o uniune, da? Care
Eu observ că este activă. Noi arătăm. Poate arătăm prea mult și nu suntem văzuți. Ne lipsesc aceste mijloace de a ne face puțin mai mult cunoscuți. Așa este și cu acest răscruci. Noi ne facem treaba, dar nu ieșim în față să batem toba ca la... Da, de ce nu bateți toba și în București, domnule Ciomu? Am fost și în București, am fost și la Vâlcea, am ieșit și din Craiova. Severin? Și Arad? Și la Severin, cu atât mai mult. Eu fiind severinan, vreau să revenim acolo și am și plănuit cu Silviu Bârsanu. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, vreau să spun că Craiova, eu zic că a avut în istorie calități și de capitală. A fost, după cum știu eu, ca și capitala țării românești, vreo trei câteva zile, într-o perioadă mai veche, și ea cred că trebuie să-și reconfirme acest statut de capitală, măcar pe plan local, măcar în Oltenia, să spunem așa, că vom fi un an capitala Europei, eu m-aș bucura din toată inima și cred că am meritat treaba asta. Totul este să convingem însă pe cei care decid, am înțeles că sunt foarte mulți candidați, dar asta nu trebuie să ne descurajeze. Oricum, revin, deci Craiova trebuie să-și reconfirme calitatea ei de capitală și în Oltenia, pentru că de multe ori am asistat la contestări. Colegi ai noștri, noi suntem într-o filială regională o arhitecție și acolo ne întâlnim, de exemplu, Vâlcea la un moment dat a fugit din Oltenia, ea fiind acum afiliată cu Sibiu. Sibiu, care a fost capitala europeană. Deci, vedeți, În 2007. Și a fost, probabil, pentru calitățile, să spun, pe care a reușit să le demonstreze și cu câțiva oameni foarte puternici, foarte bine, să zic așa, orientați în acest demers. Pentru că nu trebuie nici să ne îmbătăm cu apă rece. Noi promovăm multe lucruri culturale, între ghilimele, dar de multe ori ne fură acest termen și, sigur, derapăm, și lucru derapăm spre lucruri mai puțin. Și ni s-a dus și vestea în direcția asta, cam promova non-arta. Și atunci, de asta am și făcut aceste răscruciuri, ca să stârnim. Eu am vrut să-i stârnesc pe arhitect. Silviu Bârsanu este cu artiștii plastici. Ei au fost mereu în avangarda artei pe plan local, pentru că artiștii plastici au o libertate mai mare, ceea ce noi, arhitecții, sigur, de multe ori ne-am subordonat beneficiarilor și am răspuns așa unor solicitări incredibile și le-am semnat, ceea ce nu e corect, pentru că arhitectul trebuie să fie un artist, el nu trebuie să fie un birocrat sau un, să spun, funcționar. Și spuneți, vă rog. De asta, cred că demersurile pe care le vom face sunt foarte importante și chiar dacă nu vom reuși să fim desemnați, va fi un câștig. Categoric. Craiova a fost în anii 90 în România capitala teatrului românesc. Să nu uităm că venirea lui Silviu Pucurete la Craiova a însemnat enorm pentru Teatrul Național din Craiova și am ieșit în toată lumea. Adică Teatrul Național, spectacolele celebre ale lui Pucurete au dus faima Teatrului Craiovean, dar și al Teatrului Românesc în lume. Am fost în anii 80 capitala fotbalului românesc. Și apropo de acest subiect, fotbalul, amândoi aveți ceva în comun. Domnul Silviu Bârsanu a fost junior la universitatea. Nu, junior. Nu, n-am ajuns. A fost în echipa de junior? Am fost. Ultra din echipe, da? Da. Știu, dintr-o cafea băută cu dumneavoastră, acum vreo 2 ani, că a fost la un pas de a fi selecționat în lotul național de junior, care pleca la mondialele de junior din Australia în 1981. Da. Greșesc? Da, nu. Nu greșiți. Atunci, de ce spuneți că n-ați fost junior? Păi, tocmai asta, că am ajuns până în momentul să devin. Și așa au fost drumurile de atunci. Și așa am și ales calea. Ați renunțat la fotbal pentru artă. Da. Și se pare că ați făcut un pas foarte important atunci. Da. Nu foarte înțelept. Acum înțelept, nu regretați. Nu regret nicio secundă.
Da, despre Craiova actuală împărțită, cum suntem noi în Craiova împărțiți în mai multe tabere, sunt două echipe, FC CS Universitatea. V-ați făcut o idee? Sincer să fiu, acest capitol despre fotbal îl... Închis. Este un capitol închis doar din auzite și din ce mai văd și am eu înțeles. Prin ziare. Ceea ce cred eu despre Craiova că va renaște. Va renaște? Da. În actuala criză și în actuala dezbinare. Nu, nu e frică, nu. Nu vă e frică. Nu, nu. Va renaște cu siguranță. Trecând la domnul arhitect Ciomu, poate puțin oameni știu că sunteți cel care ați conceput și desenat noua emblemă a clubului Universitatea Noua. Este... Mă rog, nu, pardon. Ultima. O emblemă, da. O emblemă nouă aceasta primăvara anului 83. Da. Înaintea meciului cu Benfica, da? Exact, în 1983, da, așa a fost. Practic a fost ca o sarcină de serviciu atunci. Eu eram tânăr arhitect la IPJ, Institutul de Proiectări Județene. Directorul ne-a chemat pentru că pe vremea aceea echipa Universitatea era o echipă a orașului, nu era o echipă privată, cum a devenit astăzi. Sigur, nu e un fapt rău asta, dar parcă, să zicem, o iubea lumea mai mult atunci și asta se simtea și echipa juca bine. Deci am făcut această emblemă, ea a rămas în timp, acum am înțeles că și-o dispută două echipe, eu deocamdată nu am luat o decizie pentru că mi s-a solicitat indirect asta, am considerat că am făcut această emblemă, am dăruit-o unei echipe, acum fiind două, nu mai știu care dintre ele e echipa pentru care am făcut emblema. Oricum, pentru mine este una singură. Echipa Universitatea Craiova, acea echipă care trebuie să vină și care trebuie să ne readucă fotbalul la nivelul și calitatea la care a fost atunci, în 83, când veneau oameni din toată țara. Da, eu trebuia convins să fac rost de bilete și norocul meu a fost că am făcut emblema, că în felul ăsta primeam niște invitații, altceva n-am primit. Și... sigur că era o epocă de glorie. Craiova atunci, într-o perioadă, să spunem așa, oarecum mai opresivă, mai nefericită pentru oameni, Craiova aducea fericire. Dar tocmai aducea atunci bucurie. S-a putut realiza o chestiune care nu văd cum să va putea repeta în Craiova. Sub această opresiune, cum ați numit-o dumneavoastră, jucătorii mari ai Craiova au rămas în Craiova doar pentru o diplomă de facultate. Dar acei jucători mari, care toată lumea îi știe acum, au dus echipa din Craiova în semifinalele Cupei Europene, Cupa sigur, UEFA. Ceea ce e greu să se mai ajungă ziua dumneavoastră de astăzi. Dumneavoastră a scris o carte foarte frumoasă despre asta. E meritul celor care au jucat și, atunci. Sigur, da. Și acolo, într-adevăr, se regăsesc aceste momente de glorie. Silviu Bursanu a fost modest când a spus că n-are legătură cu fotbalul. Eu, nu mai are, a avut. Da, eu am asistat odată și acum aș profita, voi fi foarte scurt, să povestesc o întâmplare care a fost legată de și de un fotbalist, pentru că Silviu Bârsanu realizase o lucrare de artă plastică pentru un mare fotbalist, acum antrenor. Este vorba de pentru domnul casa, Cârciu. Pentru casa, domnul Cârciu, eu am văzut da, lucrarea. Casa, da, sigur că da. Era vorba de un fel de vitraliu, dar un vitraliu special care nu se punea în fereastră, se punea pe perete. Și avea în spate și o lumină. Foarte reușită, eu am văzut-o acasă. Pe mine Silviu m-a luat atunci ca ajutor, șofer și, mă rog, pentru că era o lucrare imensă. Și am venit împreună, am montat-o, doamna Cârțu ne-a primit foarte frumos, mă rog. Și a venit și domnul Cârțu la un moment dat, s-a uitat la lucrare, zice, domnule, ce e cu lucrarea asta? Uite, a dus-o, Silviu Bârsanu, și ce face? Păi, să aprindă și lumina, și mai face și altceva, domnule. Îl întreabă pe Silviu Bârsanu și el spune, domnule, cred că joacă și fotbal. Da. Cu ironiile subtile ale domnului Silviu Bârsanu. Oricum, sigur, fotbalul a fost pentru Craiova un lucru foarte însemnat. Mi-aduc aminte că pe vremea aia Teatrul Național venea și dădea mici spectacole înainte de meci, ca după aia totuși Teatrul Național să ajungă o vedetă de talie mondială după câțiva ani, iar fotbalul să dispară. Deci, vedeți, aceste lucruri sunt așa. Astăzi ești sus, mâine cobori. Noi trebuie să
dorim să revenim acolo unde am fost. De la dorință până la putință, știți dumneavoastră cum asta este. Asta este un drum destul de complicat. Am uitat să-l întreb pe Silviu Bârsanu despre faptul că a cochetat și cu scenografia. Deci, pictorul scenograf Silviu Bârsanu, ce are de spus? Va mai relua această activitate? Ați avut un spectacol Matca în scenografie proprie, da? Adică, printre alte spectacole. Printre altele, ca artist, trebuie să, mai ales dacă ești plastic, mai ales dacă cochetezi cu toate genurile, trebuie să ai imaginație și să o pui în aplicare. Am cochetat și cochetez de câte ori mi se oferă ocazia. Nu pot să... Într-adevăr, îmi place foarte mult teatru, am mulți prieteni, actori, regizori, oriunde mi se cere o părere sau ajutorul, îl ofer din suflet. Așa că și teatru face parte din această lume artistică. Ca și arhitectura, ca și toate care sunt, toate artele. Mai nou sunt regizori de aici, din Craiova, de film. Au început să producă și ei și sunt chiar premiați. Cunosc chiar doi tineri de-ai noștri, de aici, din Craiova. Ceea ce este un lucru foarte interesant și benefic pentru noi. Un geniu, dacă iese din acest oraș, e suficient pentru mulți ani. Da. Iar când l-am intervievat pe domnul Ciu, m-am uitat să-l întreb pe domnul arhitect de o pasiune care e veche ca și aceea cu fotbalul, respectiv benzi desenate. Sunteți, cum să zic, fondatorul primei mișcări de benzi desenate, dacă pot să zic așa ceva, chiar ați aniversat anul trecut o cifră rotundă, da? Nu chiar fondator. Deci eu printre... am făcut benzi desenate. Sunt un, să spun așa, pasionat, asta este un cuvânt corect. Pentru că pe vremea copilăriei și a adolescenței am avut șansa să am, să am acces la o revistă de benzi desenate care a însemnat foarte mult pentru întreaga bandă desenată mondială. E vorba de revista PIF, care întâmplător se găsea și în România, pentru că era editată de Partidul Comunist Francez și ziarul Humanité și din cauza asta ea ajungea și la noi. Dar era o revistă care, sigur, circuit închis nu prea făcea politică. Făcea mai mult politica unei calități a benzii desenate, cu umor, cu aventură, cu acțiune, dar susținută de graficieni, de desenatori extraordinar de buni, foarte buni. Și asta ne-a ambiționat și pe noi. Din păcate, în România n-au existat reviste de acest fel, deși noi ne-am dorit asta foarte mult. Au fost niște reviste care mai publicau câte o pagină, două, trei, așa, una de benzi desenate. Și din cauza asta, foarte mulți desenatori care s-au născut în umbra acestei reviste PIF, în acea perioadă, au publicat pe aici pe acolo. În Craiova sunt câțiva din acești pasionați. E vorba de Viorel Pârligras, e vorba de Marian Mirescu, e vorba de Valentin Iordache, care locuiește la Orșova, dar e tot cu un craiovean. Este vorba de Dodoniță, care scrie cărți despre banda desenată, a scos o istorie a benzii desenate din România. Eu, fiind mai bătrân decât ei, puțin, dar m-au cooptat într-o mișcare a lor care se cheamă Banda Desenată Craioveană. Banda Desenată, pe scurt, BDC. BDC, da. Și această mișcare, așa, a preînviat anul trecut, sărbătorind și 30 de ani de la, să spunem un moment, eu puteam să sărbătoresc 40 de ani de când mă lăsasem de Banda Desenată, și m-am lipit de această mișcare cu toată plăcerea și așa, pentru că ei au hotărât să facă o nouă încercare, să spunem, de a re-înfiripa și cu relansa o relație, de a relansa această, să spunem, este denumită în Belgia a noua artă. Pentru că acolo, într-adevăr, așa este. Banda desenată nici nu ne putem noi imagina la ce nivel. Eu am fost anul ăsta în Belgia și am vizitat muzee, am vizitat un mare creator cum este Hergé, autorul personajului Tintin, are un muzeu extraordinar de artă modernă.
făcut de Cristian de Porzan Park, un arhitect extraordinar. Poate că o să fac o reclamă acum unei lucrări de arhitectură simultan cu banda desenată. Este o lucrare total extraordinară de artă modernă. Deci banda desenată acolo este artă. Aici la noi ea nu prea există. Și atunci ne-am ajutat de câțiva prieteni din Serbia. Este vorba de Dragan Predić, un sârb, dar care vorbește limba română, vlac de la de peste Dunăre, Kladovo, localitatea de vis-a-vis de Turnul Severin. El vine mereu în România, ne-a mai dus și noi pe la el, ne-a pus în legătură cu toți autorii din Serbia și care ne-au trimis materiale pe care le-am publicat într-o revistă pe care o scoatem de un an, se cheamă BDC, de fapt Clubul Benzilor Desenate, ca să nu îngrădim accesul la această revistă și a celorlalți autori din țară, pentru că sunt și în București, și în Constanța, și în Cluj foarte mult, și în Timișoara, oameni pasionați de bandă desenată, care, sigur, poate ar vrea să facă ceva. Deocamdată, revista asta o scoatem pe cheltuială proprie, într-un tiraj foarte mic, și o difuzăm mai mult pe la prieteni, puțin printr-o rețea în cadrul orașului Craiova. Sigur, sper ca banda desenată să însemne la un moment dat ceva. Să treacă, criza, nu? Da, când vom depăși criza, poate vom avea ocazia să ne uităm pe niște lucruri interesante. Da. Am început emisiunea cu dumneavoastră vorbind despre ultima ispravă, respectiv expoziția Silviu Brusanu și invitații săi la Galeria Arta. Și am uitat să-l întreb pe maestru Silviu Brusanu, că acolo am văzut în expoziție și vreo trei discuri pictate, discuri de patefon. O veche pasiune a dumneavoastră. V-aș ruga să povestiți celor care ne ascultă acum sau care ne urmăresc, de unde această pasiune să pictați și apoi să puneți și foițe de aur pe aceste discuri de patefon? Păi tot. Așa a început ideea cu discurile. A trebuit să facem o scenografie la o televiziune împreună, tot la un răscruci. Pot să-i zic, la Perinița, nu? Da, da, da. Nu la Perinița, la Cina, a fost restaurant Cina. Da. Televiziunea Cina. TVR-ul. Și dumneavoastră ce ați făcut acolo? Eu plăcut să facem... Ați băut o cafea și ați pictat? Nu. A trebuit să facem scenografie. Am făcut o scenografie. Silviu, am cărat la lucrări în ziua aia, acolo le-am umplut curtea de lucrări și le-am pus și în platan. Discurile pictate au fost extraordinare, pentru că bătea vântul și se mișcau așa. Frunzele deci asta mari, se întâmpla prin... Se întâmpla în 2004. Deci au ceva vechime. Dar acasă dumneavoastră am văzut, scuzați-mă, domnul arhitect, am văzut la dumneavoastră mormane de aveți în vedere, adică aveți cineva de gând făcut, să continuați, i-a da? I-a făcut bucuria și i-a dăruit vreo 4.000 de discuri. 4.000? Și aveți 4.000. De gând să le terminați, adică să le pictați pe toate? Da. Și să puneți foițe de aur pe toate? Da, dacă e posibil. Păi acum cu Roșia Montana cred că nu o să fie problemă de aur. Nu, acum deși eu sunt aveam pregătite vreo 150 de discuri numai pentru personal. Pentru expoziția noastră personală. Personală. Da. Și atunci am cedat în fața colegilor și grupului să facem altceva. Și totuși ați pus trei în expoziție, da? Am pus și eu, atât am bineînțeles că am mai adus și o pânză mai mare ca să completăm ca orice expoziție să aibă o forță, o direcție. Așa că pe 5 o să prezint mult mai multe discuri, am nu înțeles. 3. Eu vă mulțumesc, știu că cu dumneavoastră am putea dialoga până mâine, ca să zic așa, dar cu arpilej. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și vă doresc numai bine în tot ceea ce întreprindeți. Mulțumesc. La revedere. La revedere.